Descoperire impresionantă a polițiștilor din județul Dolj. După 3 zile și 3 nopți de căutări intense, aceștia au reușit să o găsească pe o femeie de 73 de ani, care fusese dată dispărută de la începutul lunii iulie. Femeia a fost găsită în viață, dar inconștientă pe un câmp de către polițiștii municipiului Băilești. A fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.